Ocrovul, când îți intră în suflet, nu mai poți scăpa de el. Și acest lucru este minunat. Urcatul aici sus la schid e ca un fel de reset sufletesc, dacă putem să-i spunem așa. Lucrul ăsta trebuie să-l simți, trebuie să-l trăiești, ca să poți să te bucuri de el. Vedeți, astăzi omul este prizonierul confortului lui, a utilităților lui și îi scapă interacțiunea aceasta cu cel de lângă el, taina aceasta a comuniunii cu celălalt. Venind aici la Schitul Pocrov, mi-am asemănat cu muntele Athos, inclusiv cântatul păsărelelor, inclusiv peisajul, liniștea, Sfânta Liturghie care se face în fiecare zi. Lângă părintele am învățat de toate. Și muncă, și rugăciune, și răbdare, și ascultare, și nevoință, și supunere, și plâns, și bucurie. Dumnezeu rânduiește în tot timpul și în tot locul ca să fie oameni binecuvântați de Dumnezeu, care se roagă mult, care postesc mult, care transmit cuvântul Dumnezeu mai departe. Mereu te gândești cât ești în mănăstiri, zic eu, mereu te gândești la cum ar trebui să fii prietena lui Hristos. Se vorbește mult despre spiritul mistic și profund religios al Moldovei, unde sihăstria și sihasmul se păstrau vii și neîntrerupt încă din timpul ucenicilor Sfântului Nicodim de la Tismana. Toate mănăstirile sau schiturile din Moldova au la temelie un început. Ele nu inițiază, ci continuă o sacralitate a locului, pe care am venit și noi să o descoperim. Deocamdată, Mănăstirea Neamț. Privind munții aceștia teribile ai Moldovei, ne întrebăm și noi ce a văzut Sfântul Paisie Velișcovski cândva, Sfânt ucrainean, rămas al Moldovei pentru totdeauna, îngropat între codrii nemțeni și continuat în duh de mii de duhovni și sfinți, care i-au urmat modelul și școala de isihasm. De ce vin oamenii aici? E deja simplu de aflat. E liniște și pace. Dar ce se mai poate distinge din urmele lăsate de Sfântul Paisie Velișcovski e puțin mai greu să descoperim, dar și ireal de frumos. Să povestești despre ceea ce nu se vede, temelia, sufletul, rădăcinile unor locuri care adună la oaltă oameni. Chiar dacă în munții neamțului firescul e firesc de când lumea e lume, iar viața și are rostul stabilit din totdeauna, ea e trăită tot pe pământ. Despre viața de acum, despre o mare de liniște într-o mare de verde, despre câțiva călugări și rosturile lor care fac lumea să meargă înainte, va fi vorba în cele ce urmează. Viața oamenilor cu un pas mai aproape de cer, pentru că de sus, lumea se va vedea întotdeauna mai limpede și mai clar decât o poți face de jos. Pocrov. Întotdeauna, explorarea așezărilor monahale, cât și a modului de viață monahal, rămâne una dintre platformele cele mai interesante ale interacțiunii omului cu cel de sus. Așadar, am ajuns și noi la schiturile din Ținutul Neamțului, ce-i drept cu o prejudecată, pentru că adeseori mass media prezintă imaginea călugărului îndârjit, neprietenos, care ceartă mai mult decât caută să înțeleagă, uitând cu desăvârșire esența sau scopul acelui loc. Dar la Procov, realitatea infirmă încă o dată această părere preconcepută. Aici am întâlnit oameni foarte primitori, în stare să-ți așeze inima lor în palme. Până la urmă,
lucrurile nu pot îngheța în versiunea lor primă. E liniște și e frumos la Pokrov. O stare de bine te cuprinde și n-ai mai pleca în altă parte. Încuvințează și Răzvan. Da, știe și el că Pokrovul e un loc aparte. N-ai cum să nu te îndrăgăstești de Pokrov. Adică Mihai Sadoveanu spunea că e poiana raiului. N-ai cum să nu te îndrăgăstești de poiana raiului. Poți înțelege acest lucru doar dacă vii să vezi locul. Doar dacă vii să simți, să asculți liniștea. Iar pe urmă, prietenia pe care am legat-o cu părintele Ambrozie, starețul de aici, cu atât mai mult ne-a motivat să venim foarte des aici la mănăstire, pentru că suntem așa, ca într-o familie. Când vii aici la schid și nu mai auzi altceva în jur decât liniștea locului, eu cel puțin am un proces interior și mă gândesc că poate ar trebui să-mi ascult mai des soția, poate ar trebui să-mi ascult mai des pe ceilalți. Îmi dau seama cât de agitat sunt eu, cât de mult zgomot produc în jurul meu și atunci urcatul aici sus la schid e ca un fel de reset sufletesc, dacă putem să-i spunem așa. Lucrul ăsta trebuie să-l simți, trebuie să-l trăiești ca să poți să te bucuri de el. Când sufletul ți se odihnește într-un astfel de loc, iar privirea pe un astfel de peisaj, ziua se configurează deja cu totul altfel. Nu e nevoie de cuvinte și discuții nesfârșite și nici chiar de toată frumusețea aceasta a locului, ci ca omul să fie în primul rând izvor de dragoste și de jertfă ca să cucerească o inimă către Domnul. Iar părintelui Ambrozie, egumenul schitului Pokrov, îi reușește din plin. Am fost coleg de liceu cu părintele Ambrozie. Drumurile noastre, bineînțeles, după ce am absolvit seminarul, s-au despărțit. După câțiva ani ne-am reîntâlnit cu o ocazie minunată în care am fost să mă închin la Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Eu am bătut de multe gânduri, într-o perioadă dificilă, să zicem așa. Dânsul, fiind student atunci la teologie, era de rând la Sfintele Moaște și în momentul în care m-a văzut a fost un moment deosebit, pentru că am simțit apropierea sa și bucuria reîntâlnirii și primul lucru pe care mi l-a spus: te aștept la Pokrov. La scurt timp, o lună sau două, în timpul verii, am fost câteva zile la Pokrov și în acel moment, vorbim de anul 2008, dacă nu mă înșel, practic, sufletul meu a rămas atașat de schitul Pokrov și de părintele Ambrozie. Și aș vrea să mai menționez un lucru foarte important, pentru că spun lucrul acesta cu toată convingerea. Viața mea s-a schimbat în bine, prin mila lui Dumnezeu, și cel mai important, am reușit să găsesc liniștea de care aveam nevoie și de asemenea să apropii și alți oameni de schitul Pokrov. Noi oamenii în ziua de astăzi fugim așa cu toate lucrurile cu care ne înconjoară, încercăm să ajungem în cât mai multe locuri dintr-o dată și când ajungi și întâlnești un om dintre ăsta cu așa multă dragoste, pur și simplu te oprești și te relaxezi, te încarci. Îți dai seama că toată agitația asta pe care noi o avem și de care noi suntem înconjurați nu aduce nimic folositor. Odată cu amurgul, se lasă și tăcerea. Broaște și greier care se întrec în concertul de seară, apoi lătratul îndepărtat al unui câine și mugetul stins al unei vaci, freamătul pădurilor. Dar și ecourile acestea ale vieții de aici tot liniște sunt. Să fie oare liniștea aceasta prea asurzitoare? De multe ori liniștea unui loc scoate la suprafață conflictele noastre interioare și zbuciumul pe care îl purtăm în viața noastră, și unii pot să se folosească de această liniște exterioară ca să-și rezolve sau să lucreze cu el însuși, iar alții sunt cumva depășiți sau liniștea este prea apăsătoare și au nevoie de mai multă socializare, de mai multă interacțiune cu ceilalți. De aceea, de obicei, în locurile acestea retrase, nu sunt prea mulți viețuitori, așa cum sunt și aici la schitul Pokrov. Nu trebuie să avem o ambiție din aceasta
în care vrem să-i facem pe toți călugări. Dar cred că cel mai important pentru monahism și pentru noi monahii este să înțelegem că exercițiul spiritual pe care îl facem noi aici în mănăstire este calea care duce spre tine însuți ca să te poți pune înaintea lui Dumnezeu așa cum ești. Uneori avem așa o obsesie a faptului că nu avem povățuitori, pentru că de multe ori am vrea ca să avem pe cineva un îndrumător care să ia hotărâri în locul nostru sau să ne spună exact ce să facem, dar vedem și în relația noastră cu Dumnezeu, noi trebuie să descoperim ceea ce ni se potrivește, să experimentăm. Citim în Sfânta Scriptură, citim în scrierile Sfinților Părinți, primim un cuvânt duhovnicesc de îndrumare de la duhovnicul nostru, de la părinți îmbunătățiți, lucrăm cuvântul acela în viața noastră, dar prin experimentarea acelui cuvânt reîntregim această călăuzire spirituală. La Pocrov am întâlnit o obște pe cât de mică, pe atât de diversă. Se pare că pentru a intra în monahism îți trebuie un singur lucru, dragostea față de Hristos. În rest, ești primit exact așa, cu darurile și cu neputințele tale, ca pe acestea să le pui în slujba Domnului și asemenilor. Și atunci, nu mai e de mirare că un fost primar poate alege viețuirea monahală. Cândva edil al comunei Erbiceni din județul Iași, astăzi frate viețuitor la schitul Pocrov. După 3 mandate în administrația publică locală, Constantin a ales să-și pună în cui sacoul de primar și să îmbrace haina monahală. Gândul de a intra în monahism încă din tinerețe i-a încolțit. Doar că anii au trecut, tinerețea și ea, dar gândul de călugărie a rămas. În 2002 veneam la mănăstirea la Neamț. Acolo era locul unde mi-era mai aproape. Și din întâmplare la ocazie era actualul stareț. Era călugăr. Și zice, am oprit să-l iau. Și unde merge, părinte, întreb. Zice, eu merg la mănăstire la Neamț. Și eu merg tot acolo, haideți. Era oricum perioada când erau pepeni, că aveau și 2 pepeni în mână. Și am venit, și rucsacul în spate. Și am venit cu părintele și zice, dar eu merg mai departe, dacă ați putea. Părinte, încercam. Am încercat cu mașina și am ajuns. Deci, așa s-a întâmplat, cu dânsul am venit prima dată și cred că cu dânsul o să fiu și ultima dată. Că am venit aici cu acordul familiei, am venit cu acordul copiilor. Am 3 copii, sunt și bunic. Și tot ce mi-am dorit de la Maica Domnului mi-a dăruit. Copii sănătoși, nepoți sănătoși, soție cu frică de Dumnezeu, care m-a lăsat și am spus din tinerețe că vreau să ajung la mănăstire. Și mi-a zis, să ajungem la vremurile acelea și vei merge. Și am venit cu mare drag. Simt duhul rugăciunii, simt că sunt în mănăstire cu adevărat. Eu totdeauna am gândit la moarte, pentru că doar nu întineresc, îmbătrânesc și doar nu pot să mă gândesc că nu o să mor. Toți murim, toți suntem muritori și trebuie să ne gândim să facem bine, să cu speranța mântuirii. Fiecare loc se potrivește sufletului celui care l-a ales. Comunitatea este o școală aspră care te învață dragostea, disponibilitatea și deschiderea față de aproapele. Cum ajungi la aceste virtuți? Numai prin ascultare, care este altceva decât disciplina. Înseamnă să renunți la gândurile și voia proprie ca să poți intra în atmosfera lui Dumnezeu. Altfel, eșuezi. În viața monahală, pentru a dobândi un discernământ duhovnicesc legat atât cât de gânduri, cât și de fapte sau deciziile pe care trebuie să le iei, faci ascultare, pui înaintea starețului sau duhovnicului gândurile tale și ascultarea pe care o facem noi în mănăstire este o încercare de a educa mintea noastră, de a ne educa sufletul nostru pentru a prinde până la urmă acel fir al ascultării de Dumnezeu. Până la urmă, viața monahală nu este o viață de privațiune, ci realizezi după un anumit număr de ani că devii liber de tot ceea ce te face prizonier. Vedeți, astăzi omul este prizonierul confortului lui, a utilităților lui și
îi scapă interacțiunea aceasta cu cel de lângă el, taina aceasta a comuniunii cu celălalt. Și de aceea, după mulți ani de mănăstire, mânahul ar trebui să fie împlinit în faptul acesta că nu este robul sau prizonierul multor lucruri care nu sunt foarte, foarte importante în viața noastră, ci sunt doar niște consumabile în viața noastră. În liniștea aceasta, cum mai codri o poți zămisli, nu oricine poate rezista. Adevărat, râvnă ca a lui Pahomie mai rar, îndârjire, încăpățânare, ar spune unii, iar noi, determinare și exemplu personal. De viața și numele acestui sfânt ierarh se leagă istoria schitului Pocrov, construit în doar 5 luni de zile, în anul 1714. Sfântul Pahomie, care a pus atâta suflet în locul acesta, este un sfânt care a purtat un destin al înstrăinării. Al înstrăinării, în primul rând, de patria natală. El a fost născut la sfârșitul secolului al XVII-lea, în ținutul Bistriței Năsăudului, o zonă de graniță între Transilvania, care era sub stăpânirea austro-ungară, și cei din zona aceea, pentru a-și păstra credința, dar și identitatea națională, emigrau peste munți. Și Sfântul Pahomie, încă din tinerețe, spune cronicarului sau ucenicul care i-a consemnat viața, iubindu-L pe Hristos, și-a căutat sălășluire sau a venit la Mănăstirea Neamț. Și la scurt timp a fost și tuns călugăr de către starețul lui Ioan și a ajuns și starețul mănăstirii, într-o perioadă foarte încercată din istoria Moldovei. Dar nu greutatea vieții monahale, ci râvna pentru o viață mai sporită l-a determinat pe Pahomie să plece la Kiev. Călugării obișnuiau în acele vremuri să facă pelerinaje inițiatice la Kiev, cum se făcea odinioară la începuturile creștinismului în Palestina și Egipt. Era fascinant Kievul nu numai pentru moaște, nu numai pentru sfinți, ci mai ales pentru faptul că în cadrul acestei academii teologice, era una dintre puținele în vremea aceea, călugării, preoții sau creștinii aveau contact cu cărțile. Și din lucrarea lui Dumnezeu a avut o întâlnire extraordinară cu un sfânt rus, cu mitropolitul Dimitrie al Rostovului, care, văzându-i râvna, văzându-i dorul, un dor ascuns, acela de a cultiva și mai mult lucrarea aceasta duhovnicească, îl întreabă ce dorește inima ta. Și părintele Pahomie îi spune să petreacă în liniște. Pahomie se întoarce așadar la Mănăstirea Neamț și nu departe, în munții Chinacului, unde astăzi se află schitul Pocrov, se retrage ca pustnic. Dar pustnicia nu o practică prea mult timp, pentru că este luat direct din pădure și pus în scaunul episcopal la Roman. Din nou trecea prin încercarea aceea de a părăsi tot ceea ce este drag. De altfel, până la sfârșitul vieții a purtat această cruce a pribegiei și timp de 7 ani, într-o perioadă tot la fel de încercată, el a fost cel care a uns pe primul domn fanariot, pentru că mitropolitul de atunci era fugit de frica turcilor în Polonia și următorul în ordine ierarhică era episcopul de Roman. Și atunci episcopul Pahomie de Roman l-a uns pe primul domn fanariot, pe Nicolae Mavrocordat, care i-a purtat un deosebit respect. Și atunci când episcopul Pahomie a vrut să se reîntoarcă la locul lui, i-a dat acordul și a demisionat din scaunul de la Roman și se retrage aici, în locul pusniciei sale, și pe 14 aprilie este ziua când începe a construi această bisericuță de lemn a schitului, pe care a închinat-o Maicii Domnului. Mai exact, sărbătoria acoperământului Maicii Domnului. Este prima biserică din țara noastră care a avut acest hram. Sfântul ierarh Pahomie s-a rugat ca schitul să nu fie niciodată închis. Și într-adevăr, schitul Pocrov niciodată nu a fost închis, chiar dacă a trecut de-a lungul timpului și prin diferite incendii, prin perioada comunistă, când regimul comunist a vrut să desfințeze acest schit, iată că rugăciunea Sfântului a fost atât de imprimată în locul acesta, încât el a rămas și a dăinuit și până astăzi și credem că va dăinui și de acum încolo.
Din cauza împrejurărilor nefavorabile ale acelor timpuri, Sfântul Ierarh Pahomie se duce la Kiev și la 50 de ani trece la Domnul, fiind înmormântat în fața ușilor împărătești ale Lavrei Pecerska. Iată un ucenic al lui, după ce a plecat către Domnul la câțiva ani, a dus osemintele la schitul Pokrov. Asta a fost dorința titorului, ca să aducă acolo osemintele. Și au fost îngropate în biserică, sub pavaj, și în anul 2013, când s-a făcut lucrări de consolidare a bisericii, când s-a săpat, s-a găsit osemintele Sfântului Cuvios Pahomie în biserică. Au fost ridicate de acolo, s-au spălat, cum este rânduiala la noi, și au fost puse într-o raclă amenajată și sunt în biserica titorită de Sfântul Ierarh Pahomie. Așa a arătat viața Sfântului Ierarh Pahomie de la Gredin în slujba Domnului în acele vremuri. Arta viețuirii monahale e o făclie mistică. Pahomie a preluat-o de la Paisie, iar Paisie de la Vasile de la Poiana Mărului. Cercul se închide, rămânând mereu deschis. Clopotele la Pokrov. Sunetul lor risipește întunericul, cheamă lumina, domolește lumea și o umple de dragoste. Iar lumina vine, ce-i drept un alt fel de lumină, adusă de clopot, de ecoul acela care pătrunde în inima tuturor lucrurilor ca să le trezească la viață. Clopotele tac. La schitul Pokrov începe rugăciunea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. O răicioară. Am mers pe o cărare pierdută, apoi pe un drum forestier inaccesibil autoturismelor. Am mers prin iarba înaltă, am auzit freamătul pădurii, iar pădurea era făcută din umbra unor copaci și din lumină lină. Am văzut o poartă din lemn, pierdută și ea prin iarbă. Am mers spre ea mai departe și apoi am văzut biserica. Iar biserica era goală, sau așa părea să fie, cum stătea ascunsă acolo prin iarbă, în lumina lină a lumii. O biserică lăsată în paza celui de sus, aici, în Munții Neamțului, în lumina lină a lumii. Iar în curte nu am găsit pe nimeni și numai tăcerea și lumina și iarba mai stăpâneau asupra ei. Dintr-o dată, ascuns parcă în lumina lină a lumii, l-am găsit pe singurul viețuitor al schitului, părintele Iacov, care știe toată istoria locului în care se nevoiește. Schitul Hărăicioara, ea ființă la 1464, așa, prima biserică, datând din anii aceia, de la care se păstrează Sfânta Masă, marcată cu o lespede de piatră. Așa. Prea puțin se știe despre prima biserică, doar că a fost cu hramul Bunei Vestiri. Așa. La 1736 se demolează prima biserică ca și a Hrăicioarei, cu scopul de a face o biserică mai mare, 1736, din cheltuiala unui boier de prin zona Ieșilor. Așa, tot cu hramul Bunei Vestiri, 1736. Așa, la 1868, unul dintre ucenicii cuviosului Irinar Rosetti, face actuala biserică prima de piatră,
1868. Strântorat de treburile zilnice pe care singur le împlinește, părintele Iacov nu are timp de reverii meditative, dar sufletul lui se odihnește din când în când cu un superb cer înstelat de august sau cu o plimbare pe stânca lui Gedeon, de unde cuprinde într-o privire toate zările Moldovei. Nu e ușor să te rupi cu totul de lume. E tot mai greu să fii astăzi călugăr. La noi problema, după cum ați și văzut, urcatul e dificil. Chiar pe timp de vară e plăcut cât e timpul bun și vremea permite. Datorită zonei în care suntem, pe timp de iarnă rămânem mai mult izolat, să spunem, într-un fel. Dar accesul pe timp de iarnă, când e zăpadă, nu se mai poate face cu niciun fel de mașină. Și trebuie să coborâm pe la Mănăstirea Horaița jos, trebuie să coborâm pe jos. Și atunci, dacă vine și o neputință a bolii, și trebuie să coborâm mai des. Și unul din părinți chiar a avut probleme de genul ăsta și pe urmă și voia fiecăruia care cântărește mult. Într-adevăr, e tot mai greu să fii astăzi călugăr. Albastru din înălțimi, verde din pajiști, mult verde și flori de câmp. E vară la schitul acesta din Munții Neamțului. Mai departe de aici nu se mai poate ajunge. Lăsăm în urmă Horecioara și ne îndreptăm spre Cărbuna. Cărbuna, schit al Mănăstirii Neamț, reînființat după anul 2000, cu binecuvântarea preafericitului părinte patriarh Daniel, ca loc pentru rugăciune și pomenirea miilor de eroi care s-au jertfit în această zonă în timpul celor două războaie mondiale. Cărbuna e un schit al minunilor în mijlocul unei rezervații de stejari seculari. De la povestea de viața părintului Elefterie, de la dăruirea cu care părintele Nectarie își împlinește ascultarea la bucătărie și până la tot ansamblul schitului, care s-a construit cu multă rugăciune, aici totul poartă amprenta intervenției divine. Părintele Elefterie își amintește cu emoție de primii ani când nici drum nu aveau la Cărbuna, iar la slujbe nu venea niciun om. În plin șantier de construcție, nu de puține ori, a rămas fără bani. Însă puterea rugăciunilor adresate stăruitor Maicii Domnului de nimic nu poate fi învinsă. Am terminat acatistul, mi-a venit în minte să mă duc în târg. Și eu eram venit aici nou, numai de vreun an de zile, nu prea aveam relații, nu prea aveam cunoștințe. Am gândit, mai poate mă duc, mă găsesc cu cineva cunoscut, te rog să-mi împrumute 1.000-2.000 de lei, să dau la oamenii ăștia să mai am în o leacă treaba. Când am ajuns aici, unii cu lopotnița, acum m-am uitat pe drum în jos. La deal vine un bătrân. Mă iertați, da, am emoții. Am așteptat să vină bătrânul la deal. Când au ajuns aici, v-a spus, vreau să vorbesc părintele Elefterie. Și am spus, eu. Și spune, hai să mergem o leacă în biserică. Și am mers în biserică, s-a închinat la icoana Maicii Domnului, când aveam altă icoană. Sau aveam niște improvizații de astea de carton, n-aveam încă catapiteazma pusă. După s-a închinat, s-a întors la mine așa
Și zice, știu că ai mare nevoie de 15 milioane. Băgat mâna în buzunar, o scos și mi-a dat bani. Omul ăsta se chema Ioan și nevasta lui Alexandra. Mi-au lăsat și un pomelnic, dar au zis că-s din Târgu Neamț. Eu cu preoții din Târgu Neamț mă cunosc. Și din perioada aceea și mai înainte. Și m-am interesat că am vrut să-i cunosc după aceea pe oameni. N-am mai găsit. El era un om la 80 de ani, 80 ceva de ani, mergea cu un bățișor în mână. Eu am zis mai bine cum a fost un trimis a Maicii Domnului. Nu pot spune treaba asta prea mult pentru că nu mă crede nimeni. Minunile au continuat la schitul Cărbuna. În momentul în care s-a început pictura bisericii, din nou părintele a rămas fără bani. Nu aveam bani deloc. Am pictat Sfântul Altar pe bază de cuvânt, așa. Și după ce am terminat de pictat Sfântul Altar, o trecut din coașe după catapiteasmă, și-o mai lucrat o leacă și îmi spune omul ăla, părinte, eu aș vrea, el era de la Movilița, de lângă Buzău. Aș vrea să mă duc și eu acasă, că avea vreo două săptămâni de când stătea la aici. Și să îmi dai niște gologani să mă duc acasă. Eu l-am întrebat dacă am cât ar trebui să-ți dau. Asta au fost vineri. Vineri seara, veniseră de acum aici în iar, că el a fost unul din cei care cel mai vechi aici. Justinian e părinte care nu e acum acasă, dar trebuie să vină. A venit la mine în chelii și ne sfătuiam și să-i spunem omului a doua zi dimineață că sigur n-aveam bani. De unde să-i dăm 40 de milioane? Dacă aveam 27. Cum ne sfătuiam noi, dar era ora 10. 10 și ceva. O bătut cineva în ușă. Și când o bătut în ușă, eu m-am ridicat din scaun și m-am dus și am deschis. Când am deschis, era un domn care e actor la București. Nu vă spun numele, că este o taina noastră. Un om voinic a umplut ușa când a intrat. După el era nevastă sa și o soră. Au intrat, ne-am salutat noi acolo. Nevastă mă întreabă, știi de ce am venit la ora asta? Am zis, nu. A se văd cum te bucuri. Era o enigmă, nu știam. Deși pune problema așa. Mai stați o leacă de vorbă cu noi acolo și ea deschide șanta și scoate 400 de milioane. Și pe bună dreptate, fără buna încăpățânare a părintelui Elefterie și fără ajutorul Maicii Domnului, aici n-ar fi fost nimic astăzi. Încet s-a făcut câte puțin din toate. Și încă mai sunt lucruri de făcut. Între timp, părintelui Elefterie i s-a alăturat și părintele Nectarie, împreună încercând să mai adauge minunilor întâmplate până acum. Când am ajuns aici, am venit un simplu om cu o traie sau schienare și cu un ghiozdan. Pe drum, aici la deal, într-o cămășuță, m-am întâmpinat în față, așa, ca un Moș Crăciun, cu părintele econom și mă întreba, măi băiete, dar tu ce vrei să faci? Și eu îi spun, păi, totuși vreau să rămân, să vă ajut la mănăstire cât pot, după aceea să mă duc la seminar, să-mi fac treburile, să învăț școală și după aceea mă retrag într-o mănăstire. Și uite, dacă vrei să stai la noi,
tu pe așa să faci seminarul, te ajut să faci facultatea și dacă vrei să rămâi la noi în mănăstire, bine, dacă nu duci în altă parte, dar eu măcar să fac ceva pentru tine. Și am spus, părinte, dacă mă veți ajuta să-mi fac școala, rămân aici. Și atunci, primul lucru, știu, la care m-a pus părintele, că m-a pus să prășesc feclă. Și așa n-am făcut niciodată. Și a venit în deal așa bucuros că eu prășeam câte două rânduri de sfeclă și încă un frate prășea numai unul. Și m-a șertat părinte, atunci am văzut ce înseamnă să te mândrești. La 14 ani ceva. Și părintele m-a șertat, măi, niciodată să nu spui rodul ascultării tale. Și gândul meu s-a iscat întrebarea, de ce nu? De ce nu? Și atunci, ușor, ușor am înțeles. N-ai voie să spui rodul ascultării pentru că nu mai ai binecuvântare la Dumnezeu și nu mai ai câștig. Da, și ușor, ușor am văzut că bătrânul poate să mă înveți anumite lucruri care eu nu le aveam acasă. Mi-a plăcut să învăț la el orice, orice ascultare și-o fost, și rugăciune, și ascultare la animale, orice, orice, orice. Ei, și până în prima zi când m-a pus la bucătărie. M-a pus la bucătărie și apoi când a venit la masă, a spus, da, foarte bine, mâncarea are gust, de azi rămâi la masă. Rămâi și faci mâncare. M-am dus în chilie, am plâns vreo două ore. Și apoi, ușor, ușor am așteptat ascultarea și am rămas de atunci la bucătărie. Țin minte că uneori mă duceam la el și spuneam, păi, mi-e greu așa să lupt că stână și mi-e dor de casă sau mi-e dor de prieteni și aș vrea să mă duc și undeva și spune, măi, dacă totuși l-ai luat pe Hristos în brațe și ieși cu el aici, ce să mai trebuie altceva? La Cărbuna am întâlnit oameni fericiți, veseli chiar, tari în fața necazurilor și foarte primitori. Ospitalitate nemțeană, simplă și sfântă. Mâncarea gustoasă te face să crezi că toată rânduiala de aici e în grija unei femei. Dar nu, nu este așa. Părintele Nectarie, egumenul schitului, este cel care se ocupă de tot. Cu doar trei viețuitori, care cu greu fac fața activităților, biserica și trapeza sunt mereu pline. Nu e și asta o minune? Poate că da. Dar Părintele Nectarie se ferește să pună degetul pe minuni. Viața părintelui Elefterie nu a fost deloc ușoară și merită cuprinsă într-o carte. La doar 12 ani a fost închis la Târgu Ogna, moment despre care nu dorește să-și mai amintească. Nu vreau să mai discut de treaba asta, pentru că a fost așa de greu. Mă bucuram când mă scotea din celulă și mă ducea în Ogna, în salină, și încărcam sari în vagoane. Încărcam sari în vagoane fără mănuș și curgea sângele printre degete. Și eram bucuroși că în ziua în care eram în salină, ne dădea un supliment de mâncare. Un supliment care nu era mare lucru, o bucățică de pâine și cu ceva. Ceva asta, de multe ori, era marmeladă, că marmelada era la îndemână la toată lumea. Dar pentru noi era lucru mare, pentru că când eram închiși, mâncam numai mămăligă din aceea care nu era fiartă, era numai opărită și ne cernută făina și făină străcată și un borș de varză tot așa străcată, și era numai pai de capul nostru. Și așa am trebuit să trăim. N-am avut încotro. Mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ținut treaz și m-a ajutat de a ieși de acolo. Când am ieșit din închisoare, m-am dus la Rărău. Unde l-a cunoscut pe Daniel Sandu Tudor. Degeaba am insistat să aflăm mai multe. N-am obținut de la el niciun cuvânt în plus. Mai mult a oftat, uitându-se tăcut, parcă neconsiderându-se demn să vorbească despre înălțimea mistică și spirituală a lui Daniel Sandu Tudor. De multe ori mă duceam la mărturisit la el, se scuza că el este un om păcătos. Asta era scuza și de multe ori trebuia să mai stăm la ușă
o bucată până când termina rugăciunea. Era un mare rugător. M-am despărțit de el în momentul în care s-a hotărât să-l aresteze, probabil dintre securiști sau știu eu, dintre prietenii lui. I-a spus cineva că o să vină să-l aresteze. Și într-o sâmbătă dimineață, pe la vreo 5, s-a făcut la 4 rugășunea, pe la vreo 5 când s-a terminat, mie și încă la un frate, ne-a spus să mergem în fața mănăstirii, în fața bisericii, mai bine zis. Când ne-am dus acolo, am găsit căruța mănăstirii pregătită de drum, în hamaci cai, părintele care se răspândea și care se ocupa de cai era în căruță. Am ajuns noi și după câteva minute au venit și părintele Sandu Tudor. S-a urcat în căruță și ne-am dus la Valea Sacă. Pe drum n-am discutat nimic despre treaba asta, nici nu ne-a spus ceva. Când am ajuns la Valea Sacă, am tras la casa unui om înalt cu mustață, un bărbat frumos. El când ne-a văzut, vai, bine ați venit, bucuros. În momentul când a mers să-i sărute mâna părintelui, probabil i-a șoptit părintele ceva, că a început să plângă. Faptul că el a început să plângă și noi ne-am sesizat că nu-i bine. Și atunci părintele a zis, măi băieți, trebuie să înțelegeți că trecem pentru o perioadă foarte grea, eu mă duc la București și nu știu de când mă întorc înapoi, iar voi duceți-o unii vedeți cu ochii. Și atunci aveam la secu un unchi care era starețul mănăstirii, părintele Dionisiu Dișteanu, și eu m-am gândit unde să mă duc. A ajuns la Secu, unde a rămas pentru o scurtă perioadă de timp. Odată cu decretul a fost dat afară și bătut de securiști și nevoit apoi să-și facă un rost în lume. Așadar, a intrat în ritmul vieții cu serviciu, familie și copii până când, o boală cumplită l-a făcut să-i promită lui Dumnezeu că, dacă va scăpa cu viață, se va călugări. Și așa a și făcut. Părintele Elefterie s-a întors în mănăstire în anul 2002, aici, la Cărbună. Acum părintele le are peste 80 de ani. Îi are, dar nu-i simte. În spatele anilor care s-au așternut peste el, bate încă o inimă aprinsă, gata să-L slujească pe Hristos până în ultima clipă. Mereu te gândești cât ești în mănăstiri, zic eu, mereu te gândești la cum ar trebui să fii prieten al lui Hristos. Cum ar trebui să faci ca să fii cu adevărat prietenul lui Hristos. Și nu este ușor deloc. Pentru că viața una ți oferă și alta rânduiala canoanilor și a învățăturii Sfinților Părinți. Da, și la Cărbuna e frumos și liniște. Chiar dacă și aici sunt călugări puțini, în pofida tuturor aparențelor, Dumnezeu transcede istoria și are ultimul cuvânt. Din locul lui retras, părintele Nectarie mai privește odată spre vârfurile stejarilor seculari și zâmbește. Mai speră încă. Să nu ne pierdem nădejdea. Nădăjduim la Dumnezeu, cum spune bătrânul, că nu o să rămână casa lui Hristos niciodată goală. Bătrânul într-o zi o să duc. O să rămânem noi o parte. O să ne ducem și noi. Dar totuși, o să fie un rugător care să steie, să se nevoiască și să se roage într-o casă a lui Dumnezeu. Nu o să rămână altarele goale, niciodată. În ziua de azi, tinerii fug de responsabilitate. Și nu zic neapărat de mănăstire, spun și în lume. Că doar cât am fost prin facultate, am văzut colegii care o parte s-au căsătorit, au ales viața de mănăstire, o parte încă să nedumeriți, dacă să căsătorească, dacă să mușească, aici e treaba. Și totuși în mănăstire îi nevoie de tinere ca să revigorăm o leacă viața monahală.
Dumnezeu rânduiește în tot timpul și în tot locul ca să fie oameni binecuvântați de Dumnezeu, care se roagă mult, care postesc mult, care transmit cuvântul Dumnezeu mai departe. Și după cum în timpul Sfântului proroc Ilie, când s-a plâns că a rămas el singur și Dumnezeu i-a spus că încă mai sunt 7000 de bărbați care nu și-au plecat genunchiul Baal, tot așa sunt și astăzi oameni binecuvântați de Dumnezeu, care sunt continuatori celor ce au fost înaintea noastră. Icoana veche. Lăsăm în urmă schitul Cărbuna și ne avântăm în verdele altor păduri nemțene. Traversăm râul Nemțișor, iar dincolo de râu, doar păduri nesfârșite. Am ajuns la Icoana veche, unde nimic nu se mișcă în afara frunzelor din copaci. Biserica singură, fără poartă și fără gard. Într-un târziu apare și părintele Macarie, singurul viețuitor al schitului, tot singur și el, păzit de un câine pe care părintele se bizuie ca să nu dea ursul. E blând și zâmbitor părintele Macarie și, fără să o știe, poate, este unul dintre păstrătorii liniștii din țara noastră. Și da, un păstrător al liniștii nu este neapărat un înger pictat în frescă. Poate fi exact omul acesta din fața noastră, părintele Macarie, care cu multă bucurie ne-a primit și cu rugămintea de a nu-i strica liniștea, ca nu cumva din neatenție, trufindu-se, să alunge marele dar al lui Dumnezeu. Iar noi i-am respectat dorința. Asta e bucurie mare. Să vezi om care se roagă și suspină pentru noi toți. De ce un schit cu o biserică fără poartă și gard și cu un singur viețuitor se află în mijlocul pădurii? Ei bine, ca orice loc și schitul Icoana veche are o poveste. Cândva de mult, în anul 1821, icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului de la Mănăstirea Neamț a fost ascunsă de călugări din Calea Turcilor în Muntele Rusu, locul în care se află astăzi schitul. În amintirea acestui fapt că icoana a fost ascunsă în Muntele Rusu, mai întâi s-a făcut un cerdac, un foișor sau un mic paraclis deschis. Și acolo se rugau călugări la anumite sărbători, iar unii dintre ei care erau mai doritori au rămas acolo și în felul acesta au făcut câteva chilii acolo, au făcut o bisericuță mică și pe la 1863-64 erau chiar peste 60-70 de călugări viețuitori în schitul Icoana. Și bineînțeles, de-a lungul timpului, de atunci și până astăzi, s-a fost cât mai mulți, cât mai puțini călugări, dar fiindcă locul este foarte anevoios și era pericolul să fie alunecări de teren, în 1940, soborul mănăstirii împreună cu starețul a luat hotărârea ca să mute schitul de acolo, mai la vale, ca să nu fie expus alunecărilor de teren. Și atunci s-a făcut schitul acesta în altă parte, la 1,5 km de unde este acum. Și ca să poată face diferența între unul și celălalt, la acesta i-a spus numele Icoana veche și celălalt Icoana nouă. Iar în ultimul timp a fost ridicată o biserică nouă și o casă cu chilii pentru viețuitorii care sunt acolo și a fost sfințită de înalt preasfințit mitropolit Teofan urmă cu 3 ani. Mereu aceste schituri vor rămâne loc de rugăciune și de mângâiere, împlinindu-și destinul tăcut, miraculos, viu, într-o lume din ce în ce mai însingurată și mai fără Dumnezeu. După câteva zile de cutreierat prin ținuturi nemțene, ne întoarcem la obișnuita viață socială, pentru că atâta frumusețe ne poate da prea mult de gândit. Dar călugării s-au obișnuit cu ea. Cu sau fără noi, drumul lor continuă. Pelerinajul nostru, la fel. Nu ne oprim, nu renunțăm. Convinși fiind că frumosul și firescul niciodată nu au sfârșit.